regăsit la un nou vlog. Ce faceți? Cum sunteți? Știu că n-am mai vloguit de ceva timp. Dar mi s-a părut că nu mai aveți chef de mine. Ca să vă zic sincer și am să mai facem o pauză. Ne-am văzut prea des, cred că. Sau ceva genul ăsta. So, săptămâna asta vloguim. Și am ochelari pe care am fost până jos. Am primit un pachetel de la Tucano. Mi-au dus o să vă arăt că mă duc la Claudianiță. Mă duc să mă pensez și mă duc să-mi fac unghiile, pentru că am unghii ruptă. Uite cum arată degetul ăsta, zici că e rupt. Am unghie ruptă și mi-am luat-o la sală și mă duc și la Aura să-mi facă unghiile și mă duc și la Claudia să mă penseze, pentru că mâine plec la Hard Rock Cafe, bitch, cu ciocle bară, pipai! Însă așa entuziasmată, sunt super, super entuziasmată. In the meantime, am mai fost la Cluj cu Chocolate Banoffee Pie, tot a fost fain și acolo, am prins vreme bună, oamenii au fost super ok, am stat și cu câștigătorul sezonului trecut de la Șef la Cuțite cu Ionuț, m-am întâlnit și cu Paul Maxim, m-am întâlnit și cu Foca, de fapt cu Foca am stat toată ziua acolo și a fost super, super fain, m-am înțeles foarte bine cu băieții, cu toată lumea, a fost chiar beton. Și mâine plec la București cu Chocolate Banoffee Pie. Am zis chestia asta deja și am so excited! Dar vestea bună este, adică nu prea, vestea bună este că mă duc la București și vestea proastă este că o să prind o vreme mizerabilă în Timișoara astăzi. Da, anyway, nu mai știu ce ziceam. Ce simpatic, e foarte că scrie Senina mea! Ok, da, sunt destul de bine dispus astăzi și da, mă duc acum la Claudia, m-am dat ieri alaltăieri cu autobronzant și am slăbit instant două ochiile. Băi, deci nu știu cum sunteți voi acum, real talk, de când a venit pandemia asta peste noi, deci mă chinui, efectiv, mă chinui să slăbesc 6 kg, gen 5-6 kg. E foarte greu. Când se închideau sălile, când iară se deschideau, când îmi intram pe vibe și eram ok și slăbeam 2 kg, când iară închideau, când mâncam bine, când nu mâncam bine, când venea seara și mă lua pofta, când... Băi, deci chiar foarte greu, foarte, foarte greu. Deci dacă sunteți în aceeași barcă cu mine, nu vă simțiți prost pentru că nu sunteți singuri. Și am părut foarte jecos pentru că mă gândeam că n-are rost să mă spăl, pentru că... mâine dimineață, deci am avionul la 9 și va trebui să mă trezesc în jur de ora 5 pentru că trebuie să fac duș, trebuie să mă machiez până mai strâng pe aici, până mănânc, până ajung la aeroport, până eu sunt genul la care nu-mi place să ajung la limite la aeroport, trebuie să mă duc să fiu așa înainte cu vreo oră jumate pe acolo, prefer să stau, sunt genul ăla, eu sunt genul ăla și dacă mă duc și dacă plec cu trenul. Când am fost la Cluj, m-am întâlnit cu Raisa, e o tipă foarte, foarte faină din Cluj, are și o asociație din asta de animale, are grijă de ele, le strânge de pe stradă, este o tipă super, super faină și, na, ziua când a trebuit să plec din Cluj, am plecat la prânz, cum ar veni și toată ziua am stat cu Raisa și am mai fost o prietenă de ei și m-a dus la gară, la fixul fixului, că aveam bilet oricum luat de dinainte și la fixul fixului am ajuns. Deci mai că pleca trenul și era în ceea genus, Raisa, sper că ajung la timp și era, lasă fată, stai liniștită, ea e din aia super relaxată și eu eram super stresată, lasă fată că dor la mine, că dacă nu zic, bă, nu, eu trebuie să ajung la gară cu cel puțin jumătate de oră. Prefer să stau acolo pe peron decât să, știi, eram așa, să ajung o dată. Și da, nu mai știu ce vă povesteam. Anyway, sper să vă placă vlogul ăsta. Dacă vreți să fiți super suportiv, dați-te acum un mare thumbs up pentru mine și degetul ăsta meu fără o unghie. Oh my god, ce rău arăt. Sunt un pic mai proastă pe mâini, dar e ok, pentru că pe mâini ne spălăm mult mai des și atunci e ok că, na, o să se ducă oarecum uniform. Și, da, hai să mergem la Claudia. Și am îndulap tot felul de chestii de la MyProtein. By the way, dacă vezi și vezi la MyProtein, codul meu este Alina și funcționează pe întreg site-ul și aveți tot timpul 44% reducere. Uneori aveți și 50%, dar în general aveți 44% reducere. Și astea sunt demențiale. Eu mai am o cutie și mie îmi place să împart lucruri, așa că îi voi duce Claudiei o cutie. Și astea, iar mi-a plac foarte mult. Le-am lăsat afară că vreau să le iau cu mine. Sunt niște beauty bites, sunt îmbogățite cu colagen, cu retinol. Sunt super, super bune. Sunt 6 biluțe de genul ăsta și îți trece pofta de dulce și sunt și good for you. Și astea îmi plac foarte mult, sunt napolitane.
proteice și îmi place că nu are gustul ăla de proteină, să zic așa, sunt foarte, foarte bune. Dacă tot sunt la capitolul ăsta, ieri, asta n-am putut să-l termin, dar este un din ăsta, un baked oats. Trebuie să vă arăt ambalajul cumva. Asta este ambalajul și sunt demențiale, demențiale și, băi, deși n-am putut, deci mi s-a părut prea mult, n-am putut să-l mănânc pe tot și o să mănânc jumătatea asta astăzi. Dar anyway, dacă vreți ceva de mai protein, haine, proteine, suplimente, vitamine și mai știu eu ce, aveți codul meu, vi las în descriere și asta de pe mine este foarte, foarte faină, tot de la MyProtein. Și pantalonii ăștia îi am de o veșnicie, sunt pantalonii mei preferați de la ei, deci cred că niciodată n-au avut un material mai fain decât pantalonii ăștia. Deci îi am de vreo 2 ani și jumate și sunt impecabili, sunt cei mai purtați pantaloni și sunt impecabili, sunt wow, îi ador. Bine, hai să plecăm. Hey guys, bună dimineața, so, momentan am ajuns la aeroport pentru că plec la București. Ieri am luat camera cu mine când am fost la Claudia, mi-am făcut unghiile. Tot timpul mi le fac așa, în ultimele, cred că în ultimele 4 luni, mi le fac fix la fel. Nici o diferență, mi se par că sunt super simple, super clean și îmi place cum arată. Claudia mi-a pensat foarte drăguță, asta nu mi-a făcut laminare că nu aveam nevoie, dar m-am pensat în schimb și mi se pare că arată așa mult mai clean. Și da, am ajuns mai repede la aeroport, ca de obicei mi-e place să vin, v-am zis, și să fiu aici, să... adică prefer să aștept. Și aici, în Timișoara, e vremea super faină, dar după câte am văzut la București, nu o să fie prea wow. Și da, mi-am luat o carte cu mine să-mi țină companie și se numește Partea Luminoasă a Părții Înturecate. Așa că da, am început-o de mai demult, n-am citit foarte mult din ea, nu știu de ce, nu mă atrăgea foarte, foarte tare, dar am zis că, adică nu e o carte rea, dar am zis că dacă tot am luat-o, să fac bine să o citesc. Așa că da, trebuie să mai aștept vreo oră și jumătate pe aici și e așa trist aeroportul ăsta, păi nu-i lume, nu-i acțiune, nu-i absolut nimica și bine, e și super de vreme, dar e așa, e pretty boring. Deci tocmai mi-am amintit că de când am ajuns la București n-am filmat mai nimic. Am fost înăuntru la Hard Rock, am făcut poze, am stat cu fetele la povești, a și plouat, a venit și soarele și într-un timp a venit și mâncarea. Și acum eram ceva genul, ok, eu astăzi de când am ajuns la București n-am filmat absolut nimic. Așa că, da, a venit prânzul, mama a făcut niște poze de faine. De fapt, vă pot să vi le arăt acum, că voi pe când o să vedeți vlogul ăsta o să fie mult mai târziu. Da, uite, asta mi-e place mai și wait for it. Ia, fii atent. There we go. Da, când vin mai aproape nu focusez foarte. Dar uite, faină e și poza asta. Am un rockstar și aici avem ursulețul de la Taz lângă protectorul meu. Dar da, am făcut și poze faine. Acum am pus să mănânc. A ieșit și soarele între timp. Asta după ce a super plouat chiar înainte să intru eu aici. Dar da, am ajuns la Airbnb. Hai să vă arăt apartamentul, că acum am intrat, deci nici nu m-am descălțat, am intrat fix de un minut. Foarte gol, că sunt numai eu aici, dar parcă în poză era mai drăguț. Dar hai că vi le arăt acum. Just wait. Bă, da, ăștia n-au perdele la București? Voi nu vă puneți perdele la București? Sau de ce aveți numai draperii? Că am observat că nu e singur apartament cu problema asta. Dar e cute, hai să vă arăt. Deci, aici intri, mai este oglinda aici. Peace out, doggies. Avem și prin Wi-Fi. Avem și mașină de spălat. Aici este o masă drăguțică, să mănânci. Asta este cufărul bunica mea. Și asta ar trebui să stea închise. Whatever. E foarte drăguț să stai în realitate. E un albastru așa mai turcoaz. Aici e o canapea, care în poze părea mult mai roz, așa cumva să zic. Și în realitate nu e foarte roz. Dar este cute. Avem și o plantă drăguță acolo. Mai este o masă drăguță. Aici avem și TV-ul. Acolo mai este un scaun. Gălăgie, pentru că suntem în centru vechi. Squeaky floors. Îmi place camera asta. Uite, fii atent ce umeraș, ce loc. Asta mi-a plăcut, chestia asta chiar mi-a plăcut. Aici mai este oglinda, deci ai oglinde în toată casa, poți să faci poze toată ziua. Ah, ce cute, ce cute, I like it. Și acum, ta-ta-ra-ra, avem nori. I mean, cât de cute sunt norii ăștia. Nu am avut ideea cu dormitorul ăsta, dar e foarte drăguț. Îmi place și comoda asta.
Îmi plac oglinzile astea, sunt foarte multe. E foarte girly, așa, să-ți faci poze. Merge asta. Funcționează! N-aș fi zis că funcționează, dar guess what? Funcționează. Foarte drăguță lampa asta. Și asta este pat, așa. Și e foarte drăguțel. Și este așa foarte jos. Mai avem o plantuță drăguță. Avem și să călcăm dacă vrem. Și îmi place și chestia asta. Este foarte frumoșica. La baie. Uite, la baie nici n-am fost. Hai să vedem baia. Ce lumina din baie, în schimb. Este foarte, foarte faină lumina. E ideală să te machiezi. Probabil de la asta. Ok, hai să-l oprim, să nu meargă degeaba. Aici, oh, drăguț, avem niște cotonete, niște hirtigenică. So, yeah, asta este baia. E micuțică. Dacă vine să credeți sau nu, mamă ce oily sunt, dar sunt machiată de la 5. De la 5, fără să mă dau cu pudră, fără să nimica. Ok, hai. Deci sunt machiată de la 5, fără să mă dau cu pudră, de peste-ți așa de aproape. Deci sunt machiată de la 5, fără să mă dau cu pudră, fără niciun fel de retuș, fără absolut nimic. Și vreau să zic că mi se pare că arăt decent. Aici, pe și încă aveam problemă, cum am genele foarte lungi, mi se ating jos. Dar în rest, uite și aici, mi se transferă puțin rimelul. Dar aș mai putea să mai merg câteva ore. Adică aș putea să pun un pic de pudră, un pic de ruj extra, un pic de retuș. Și aș putea să mai merg toată noaptea afară, dacă chiar aș vrea, dar da. Ce a venit aici să mă vedeți? Machiajul. Vreau să zic că m-am machiat foarte drăguț, dar sunt, deci pe bune, sunt machiată de la ora 5 și jumătate dimineața și este ora 7 seara. So, yeah. Fără niciun fel de retuș. Da, e drăguț apartamentul. Hai că îmi place să mă instalez și eu, că deja sunt obosită, zruptă. Și acum în ultimele două seri a fost lună plină și eu când e lună plină, băi, nu dorm. Dorm oribil. Aseară am dormit 3 ore, alaltă seară gen am dormit cam 4 ore jumătate și stai seama că sunt terminată psihic. Da, dar sunt happy. Sunt happy. Am fi la Haroka cu banofi paie. I love it. I'm so happy. Uite-te la tricoul meu. Stai că nu încercam să citesc ce scrie. Let the good times roll scrie și mă uitam în oglindă și eram foarte dumb că nu... Whatever. Ok, hai că am pregătit acasă, da? Ce cred că camera se face zoom singură sau ce pui mei? Așa. Ce ziceam? Ah, că am plecat de acasă. Am plecat de acasă. Era o manea. Și că, băi, eu nu știu unde ies pe scara asta. What the fuck? Am ieșit la gunoi. Unde mi este locul? Ok, gata. Am găsit ieșirea. Ok, hai să vedem unde găsesc un magazin până nu vine fotagul. Că mai devreme chiar tuna. Bă, stai să văd unde. Că eu plec de acasă ca și când știu unde sunt, a trebuit să mă orientez. E cel mai rău caz, mă pun pe telefon, dar nu, n-aș vrea să mă pierd așa ca proastă, știi? Și pe The Big City. Și eu vin într-un oraș mare, dar nu chiar așa de mare ca la voi în București. Ok, hai să caut un magazin. Aici ce este? Asta e un bar. Da, găsim un mega imaj. Aici în București, bine, mai nou și noi în Timișoara avem mega imajuri. Da, am impresia că în București la voi sunt la fiecare colț. Așa că sigur o să găsesc unul. Deci, bă, man, uite de ce ziceam. Mega fucking. Am că nu mi-am luat eu un McDonald's. Pa-ra-pa-pa-pa. Și am pus aici burlacul. Aș putea să pun pe televizor, dar mi-e lenea, așa că să mă uit pe telefon. Că... asta e. Hai stau în seara asta și sunt sigură că mai târziu m-a luat foamea și... na, acum nu mi-e super foame, dar na. Oh yeah! Și mi-am luat chicken nuggets și cartofi de ăștia buni. Bună dimineața, s-a trezit Oița. Am trezit, am dormit relativ ok și acum m-am machiat și vreau să mă îmbrac și vreau să mai fac părul și vreau să mai fac poate un reels 2 și să mă duc spre locație să vedem cum se comportă ziua de astăzi. Astăzi e... hai să vă arăt și cum e. Este așa și așa afară, nu e nici urât, nici frumos. Îmi place ouă ăla de acolo, de la vecini. Și îmi place că la geam am vie. Cute. Hai, mă duc să-mi fac păr. Ata m-am schimbat și m-am răschimbat și iară m-am schimbat și iară m-am... și până la urmă a rămas cu bocanci, cu blugi, cu un tricou, cu whatever. Îmi plac foarte mult cercei ăștia de pe... a, așa. Îmi plac foarte mult cercei ăștia de pe Asos. Sunt super... au fost super ieftin și îmi plac super mult și aș vrea să-mi fac o pereche din aur.
Și, da, whatever. Este că mi-am luat o rochiță pe mine. După aia m-am schimbat. După aia mi-am luat pantalon de piele. După aia m-am schimbat. După aia mi-am luat blugești. După aia am vrut să fiu comod. Mai târziu mă întâlnesc cu niște prietene și nu vreau să fiu nici îmbrăcată incomod sau așa, și până la urmă, fuck this shit. Mi-am un tricou, mi-au chestia asta pe mine. Am iau bocancii, blugi, am jacă, am o licuță de bataie, știu. Am plecat la litoral. Parcă n-am plecat pe litoral, am plecat la hard rock. Cafea, pentru că astăzi avem evenimentul! Bă, am dormit răuță seară pentru că podeaua asta... Orice chestie se auzea în apartamentul ăsta și eram așa, cineva în casă cu mine? Sunt fantome, vă rog, nu mă omorâți, nu mă spargeți, nu mă... Dar am dormit cumva până la urmă, dar n-am dormit grozav. O să mă hodinesc acasă. Merge. Ia uite că avem și flyere, să le punem pe masă. Ia, uite, că nu pot pune. Așa. Uite-le. Ta-da! Trebuie să testezi tu codul ochiul. Da. Ce? Dacă poți. Să ce? Să testezi codul ochiul. A, să-l testez? Da, stai că îl testăm. Sunt aici cu Cătălina de la Taz. Ea face parte din echipa Taz, dacă vă întrebați cu cine vorbesc. Hai că nu v-am filmat niciodată cum e la evenimentele astea până acum și acum aveți ocazia să vedeți. Deci e o nebunie aici. Sunt comenzi, like, peste tot. Au venit livratorii. Și toată lumea muncește ca să livreze cât mai repede comenzile. Uite-le cum vin. Bam, 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 bam. Și toată lumea stă, se le ia, se ridice, unii vin, alții pleacă. Da. Love it. Na, hai că a venit și ora prânzului și mi-am luat mâncare ca și hapea. Mi-am luat mac and cheese și credeam inițial că poate vine ca un side dish mai mic. Dar e o porție toată regula și aici mi-am luat și niște creveți. Ca o disperată ce sunt, dar cred că o să împart cu fetele totuși. Și mi-am luat și o margherita. Mamă, ce prânz, mamă! Da. Hai că mi-e foame, că e ora 3 și n-am mâncat mai nimic astăzi. Numai niște bani fi paie. Asta este Marilu. Hei, Lucina. Normal, știi. Bună, bună. Hei, bună, ce faceți, Marilu? Deci noi suntem aici. De când suntem aici? Stai că nu. Suntem de la ora... Ia uite, face și voi. Da, da. Deși, nu știu, am făcut acasă. Deci suntem aici de la ora... Cât ziceam? E ora 9 seara imediat. Suntem aici de la 6 zi. Și noi n-am filmat... Absolut nimic. Deci și vloguri, da, și n-am filmat nimic. Acum ne-a făcut o poză. Că zic, bă, n-avem o poză, n-avem o story, n-avem nimic. Am și terminat posturile și n-am filmat. Da, și ne-am distrat foarte tare. Mi-am făcut bine să... Vă rog să lăsați comentarii Alinei să vină dracu mai des în București. O văd de două ori pe an. Și Alina e de tare că vreau să o văd mai des. Aaa, mulțumesc! Uite-și pe Iustin. La Iustin? La Iustin i-am zis că e mai înalt în realitate. Ah, pe da, da, mai mulțumesc. Da. Și am zis că stau pe portofel. Să stau cu așa de aia, pare mai mic. Mi-ar plăcea să vin, dar o să vin mai des. O să vin. Promit. Mi-a promis pe cameră. Deci de asta, dacă nu vezi momentul ăsta, înseamnă că ne trebuie să chiar mi-a plăcut acum la București. Am stat aici, a fost totul ca la carte. Ca la carte. Și ca și eveniment, și cu cine m-am întâlnit, și cu cine am stat, și tot a fost beton. Te vor mai aștept mesajul când vii. Îți place pe vremea? Mama, zis că avem și mănânghi salată cu crevete. E ceva tortilla. Și mai are și o salată pe acolo pe sub. Ah, asta e coleslaw. Sub, e varză cu morcov. N-am mai ieșit la restaurant de mult, am mâncat doar acolo. Am mâncat rămășițe de pe masă, dar da. A fost foarte, a fost foarte fain tot. Ne-am distrat. Bă, și asta ce frumușită e, mă, ia uite mă la ea. Eu? Da. Ai momente în vloguri, am vrut să zic asta mai devreme, când te-ai am momente în vloguri când știi că ea arată poze de când ea... Da, 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 de când a fost... Și te văd, ești ca un copil. Adică ai fața de copil. Și tu îmi zici asta? Da, deci are momente când e super baby face, așa, știi, dar când ai arătat și nu faci atât încă de tine, că nu știu ce, că era mică și grăsuță. Da, da, da. Ai momente, nu că ești gras, ai momente când ai fix fața aia care o vei la 12 ani. Deci, exact că e Marilu 8. Am numerotat fetele. Aaaa, și tu ai la tine? Da, 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 da. Ai la tine poza de, din în portofel. Aaaa, Iustin are o poză, un cut-out, practic, cu Marilu de când aveai câți ani? 8 ani, când eram în dulap. Da, deci who does that? Deci foarte adorabil să te stai. Deci ăștia doi ne căsătorim, adică despre ce vorbim. Bă, așa se căsătoresc, vă zic. Deci content. Cine dracu mai ținut cu cropași cu mine când eram în a 8-a? La 8 ani, adică pe bune. Măcar mi-e poze, ceva tras la imprimantă de ea în copilărie și a ținut-o acolo să lipească pe caiete și n-am mai lipit-o pe caiete, a lipit-o pe portofel. Da, dar ce fain! Mai de mult făceam fata-o și noi, făceam chestii. Și noi!
Nu, deci nu pot, da. Pe vremuri alea. Eu tot aia zic, bă, când eram tânără, când eram nu știu ce. Da, eu cu Justin, tu ai 33? Am 32. 32, eu 31, deci eram și Marilu. Eu sunt aia mai proaspătă, la 22. Da. Dar îmi place să stau așa cu ăștia mai copți, mai... cu bătrânii. Altfel cum să te duci, mă, dacă nu stai cu ăștia mai mari. Adevărat. Ce faci cu ele? Da. Fact. Alo, stai, am uitat că... Deci așa se face un thumbnail, dacă cumva intră, așa fac vloguri un thumbnail. Cred că avem 3, ceva. 3, 2, 1 și... Gata. Ăla-i! Hey guys, bună dimineața! Deci masa asta se duce, deci am un cappuccino în față. Și se ducea pe mine. Nu știu ce-i cu ea. Așa ea, așa puțin instabilă. Dar anyway, bună dimineața, este a doua zi după eveniment. Băi, totul a fost ieri absolut impecabil, deci mi-a plăcut atât de mult, tot a fost super fain. Ultima oară cred că când m-ați dus, eram cu Marilu, cu Iuslin și cu Laura. Nu, Laura cred că plecase. A fost și Laura, e o prietenă mea de aici din București. Și a fost și ea, ea a fost în producția Masterchef când a fost și am rămas super aproape de că ne-am stres extrem, extrem de bine. Și am stat pe terasă, deci am stat ieri pe terasă de la 10 dimineața până la 10, la 10 jumate. La 10 jumate seara am plecat de pe terasă. Și totul a mers impecabil. Bă, degeaba. Deci Bucureștiul este București, capitala este capitală. Știi ce zic? A fost... Nu, și tot. Și ospătarii, deci atâi la pe oamenii ăștia, dar chiar își merită toate cuvintele. Au muncit extrem de mult. Totul a fost impecabil. Ospătarii, eu am cunoscut așa ospătari în viața mea. La un moment dat stăteam acolo și a venit unul dintre băieții care mă servea și zice: mă scuzați, eu oricum uram că vorbeam cu mine, cu dumneavoastră și așa, dar mă rog, înțelegeam că se produc acolo și zice: mă scuzați, eu voi lipsi câteva minute. Și eram ok, ok, gen, zic, vrei să mergi la țigară sau așa? Da, zic, du-te, zic, Doamne, dar de ce îmi spui, știi? Și am văzut că era la modul că îmi spunea doar mie chestia asta, dar nu, mergea la fiecare masă în parte și le spunea chestia asta. Deci eu în viața mea n-am avut o spătare așa de treabă în viața mea. Deci îi trăinuiesc cei de la Hard Rock Cafe atât de bine, e ceva wow. Și a fost super funny, super sweet, băieții din bar erau puși pe caterincă tot timpul, bucătăria super bine organizată, băi, mi-a plăcut, ce să mai, a fost cel mai bun eveniment de al meu până acum. Deci o să o... mi-a plăcut, nu mă înțelegeți greșit, mi-a plăcut și la Timișoara foarte mult, mi-a plăcut și la Cluj, dar aici parcă a fost, nu știu, a fost altfel, mi-a plăcut super, super mult. Și acum, că am dreptat total, sunt aici la cafeneaua asta, la Sensi sau ceva genul ăsta, Five Senses, Sensi, ceva genul ăsta, și mi-au luat un cappuccino și le aștept pe fete, că se vine Iona Dumitrache, cu Andra Melinte, cu Denisa Luntraru și cine mai vine? A, și Igonița vine. Și bine, am mai chemat și alte fete, că am zis că poate să ne mai multe, dar fiecare. Sensi pleca la mare, Sensi, nu Sensi ca feneama. Sensi pleca la mare ca să zic ziua ei și am mai chemat, dar fiecare e cu program, am înțeles. Și faza este că azi e foarte, foarte urât. Deci totuși cred că am avut noroc ieri și alaltă, că deși iar ploaie, n-a plouat toată ziua, dar astăzi este super urât. Chiar aș putea să zic că mi-e chiar așa un pic frimuț aici pe terasă. Da, e ok. Și aștept să vină fetele, mâncam ceva, mai povestim, mai nu știu ce. Și astăzi trebuie să fac poze, că de-aia într-un fel îmi pare rău. Deci astăzi trebuie să fac poze cu The Story Alice, cu Dacian. Și practic eu i-am tras sapă, pentru că eram atât de obosită aseară, că m-am culcat pe la 1. Eram foarte obosită, că au fost în toată țara, au fost lună plină. Eu când e lună plină nu pot să dorm, nu pot să nimica. Și aseară pe la vreo 12:30 i-am dat un voi și a zis: Dacian, îmi pare super rău că îți dau țapă, dar nu sunt în stare să mă trezesc dimineața. Și chiar așa a fost. Astăzi, mai mult ca niciodată, m-am trezit la 8:30 și aș mai fi dormit. Deci mi-a sunat ceasul că trebuie să fac duș, să mă spăl pe casă, să mă machiez, nu știu ce, că trebuia să livrez Airbnb-ul. Dar dacă nu era cazul ăsta, cu siguranță ca niciodată dormeam și eu până la 10:30 ca toți oamenii, că în general eu la 7:30 mă trezesc. Sau la 7 sau la 6 cu alergii, cu nu știu ce. Și i-am zis: băi, chiar nu pot. Adică așa și așa rău îmi pare. Adică cine nu vrea să își facă poze cu Dacian? I mean, e super, super talentat. Și da, mi-am băgat piciorul și a zis: băi, când vii la Timișoara data viitoare sau dacă vin eu la București, facem poze. Zic, de data asta ți-am dat țapă. Dar ea a fost drăguț. Era vin și a băut o cafea cu mine. După aia a plecat că avea un șutic cu Iulia Vântur. După aia s-a întors înapoi de a lua tarta să o să acasă. A fost omul la teatru. Deci, na. Deci noi am avut intenție, dar nu ni s-au aliniat astfel. Deci, de aceea, dacă te uiți aici, eu sunt datoare cu niște poze. Sau tu. Nu, eu sunt datoare. Practic. Eu am amânat. Dar da, le aștept pe fete să vină și...
mai agresiv. Bac să dau și o capă și nu știu să fac. Au venit și fetele și Ioana a ajuns aici și râdeam mai devreme că ziceam, am venit cu cadouri și chiar a venit. Uite și pe doamna Denisa, pe doamna Andra, pe doamna Igu, bună. E frumos. Ia uite, da, e foarte cadou. Am avut cea mai faină experiență, chiar am zis pe vlog, chiar cea mai faină. Ce am aici înăuntru eu? Eu știu ce am. Stai. Stai să încerc. Stai. Să-mi... Ce e asta de pe tine? Nu, este ceva pe mai pe stilul tău și de desubt e ceva mai pe stilul meu. Mulțumesc mult de tot. Dar nu vreau să le desfac aici, că vreau să le țin așa pentru acasă, să le desfac frumos. Dar îți mulțumesc din suflet, ești drăguță. Ce-ai fost drag? Auzi, ziceau fetele că nu s-au... De ce nu v-ați mai văzut? Păi pe Igu n-am văzut ce părere ai Andra de acest pandemie. Este ceva... Pe Andra mai văzut și pe Denisa. Foarte puțin, mă rog, da, de fiecare dată când vin eu. Ultima oară când ne-am văzut, cred că cam toate în aceeași formulă, tot eu eram pe aici. Era 2008. Era 2008. Da. Wow. Și eram... Da. Wow, ce-a trecut timpul. Da. Pot să cred. Deci ne-a venit mâncarea și arată extraordinar. Ne-am luat pad thai. Double vlogging. Ne-am luat pad thai cu creveți. Mărmăr cu pui. Aici ce ai? O salată? Salată cu halloumi. Asta e halloumi? Da. În viața mea n-am văzut așa halloumi. Da, e dat un pic, cred, probabil cu un bicarbonat ceva. Ua, ce bine asta. Și ceva crispy fries, ceva așa. Și eu am curry. Curry cu niște orez. Acolo e butter chicken. Chicken. Da, și tu ai fries? Cartofi. Ce sosul ăsta ce e? Nu știu. Ce sos? Ce sos e ăsta? Ua, ce bine arată totul. Ador. Hai să avem poftă. S-a întors de la București. Aseară a fost foarte obositor la București, dar foarte, foarte fain. Am cunoscut, băie, o grămadă de lume nouă. Toată lumea a fost super cool, super faină, super pozitivă, pe vibe. M-am întâlnit cu Marilu, m-am întâlnit cu fetele, ați văzut. Apropo, n-am mai purtat ruj roșu din clasa de foarte mult, cred că de 2 ani de zile, sunt un om și jumătate. Și acum când m-am dat, eram așa, bă, mai îmi stă bine, nu-mi stă bine, îmi place, nu-mi place... E fine, dar parcă e too much, m-am obișnuit cu maroul ăla meu, cu nude-ul ăla. Asta vreau să zic, asta îmi place foarte tare la proiectul ăsta cu Task, că tot timpul cunosc oameni noi și fine și îți faci o conexiune nouă, o relație nouă, prieteni noi și e foarte, foarte mișto. Și mi-a plăcut foarte mult la București și acum aștept să vedem care este orașul următor unde vom merge cu Chocolate Banoffee Pie și eu mă gândeam. Deci cât de tare ar fi, mi-a plăcut să vin la Iași. Și uite de aseară ce flori faine am. Deci m-a așteptat aseară foarte cu bujori. Astea sunt florile mele preferate ever. Ever, I mean bitch, am bujori tatuați pe braț. So yeah, sunt florile mele preferate, miros divin. Sunt, uite cât sunt de frumoase și de... Băi, sunt florile perfecte în viziunea mea. Sunt, wow, sunt... Geniale, am și un boboc, o să iasă și a floricică aici, foarte frumoase, adorabile. Era zoom așa de aproape, deci jur că de când mi-a dat camera pe jos, pisica lui Andreea, mi se pare că s-a, nu știu, ceva weird cu ea. Și pe lângă asta m-a așteptat omul cu pizza. M-a așteptat cu pizza și cu bujori și cu burlacu și ne-am uitat vreo oră la burlacu în timp ce am mâncat pizza. Bine, pizza am mâncat-o sincer vreo 5 minute, că eram moartă de foame, efectiv. Și după ce m-am uitat la burlacu, am mai stat vreo oră și am adormit aici pe canapea și săracul m-a dus dincolo. Deci eram ruptă de obosită. Pe cât de fain este proiectul ăsta, pe cât de obositor este. Pentru că mergi în continuu, vorbești în continuu cu oameni și pe social media și peste tot și bla bla. Dar mă plâng, sunt foarte, foarte grateful pentru că chiar îmi place ceea ce fac. Acum mă duc să mă văd cu fetele. Am spălat totul de haine, o să întind hainele imediat. Mă duc să mă văd cu fetele, să beau și cu ele o cafea cu fetele mele de aici din Timișoara. Și foarte este la mall. Lucrează și o să-i fac și lui o vizită, poate ne mai plimbărim puțin prin mall, că tot mă bătea la cap că săracu își caută blugi de vreo lună de zile și nu găsește o pereche de blugi simple, așa cumva pentru muncă, are două perechi care tot le poartă pentru că alea de gen sunt apropiat pentru jobul lui și da, poate găsim o pereche de blugi. Fetele mele, așa îmi sunt bloc, mă duc să mă văd cu fetele mele la Timișoara! Narcisa, tu ești inabordabilă? Am înțeles, ți-ai spălat pe păr. Și frumos și că asta ce merge ea. E foarte căr... Ce, ai slăbit, să știi. Se vede. Pregătire și depresii. Bravo. Pregătire și depresii. Și am venit la Tucano, am venit să ne luăm ceva să bem. Ce mi-a luat aici? Ceva cu gheață, așa e fain, sau ce era? Ceva caramel, ai spus,
Și ăsta e, arată foarte bine alu' Andreea. Și tu ți-ai luat? Și eu mi-am luat ceva pentru dietă, cafea cu lapte vegetal. Hai că am venit și din oraș și a ajuns la mine în sfârșit noul Glow Hyper. Eu până acum am avut ăsta, bine, ăsta era special edition cu New York. Și acum a venit frumusețea asta. Foarte mișto, n-am mai avut glow-al până acum, dar e foarte fain. Am apucat să fumez 2-3 țigări cu el și nu știu că este curat, că este nou, dar sunt mai faine țigaretele în el, mai, nu știu, altfel, parcă fumez din el. E diferit. Și vara, nu știu dacă există ceva mai bun decât cartofi noi prăjiți sau la cuptor sau whatever. Mama, cum arată cartofii și noi și cum îți la gust, ador! Hey guys, am mai filmat nimica pentru că pretty much am dormit. Am fost foarte obosită și cam am dormit cam mult și bine, am mai făcut masă pe aici, dar în general am dormit. Și am fost foarte până la magazin și mi-a luat o chestie nouă, nu știu ce îi. Mi-a îmi place să încerc neapărat chestii noi, dar ceva pretzels cu honey mustard sauce. Așa sună bine, da? Hai să vedem. Am deschis și mi-a să te rog frumos să nu pot. Doamne, cât am reușit. Da. Hai să vedem. A, și-s gata sfărâmați. Mamă, cât prăfălău de la OPEI. August, atoxic. Nu ți-e pare? Au prea mult praf de la pentru gustul meu. Sunt omul potrivit. Ua, ce alergie am. Eu nu sunt omul potrivit pentru așa ceva. Pentru că gândiți-vă că chipsurile mele preferate sunt chipsurile cu sare. Deci, da, mulțumesc, but it's a no for me. Too much, it's chiar too much. Și de câteva zile și foarte strănută, mai mult ca de obicei. Și ne gândeam dacă facem amândoi, bine, eu cu alergiile dintotdeauna de câțiva ani, dar ne gândeam dacă facem de la bujori. Mai ales el. Dar și eu. Parcă mă mâncă nața mai multă de obicei în ultima perioadă. Sau e perioada asta acum cu ambrozie, cu nu știu ce. I don't know, man. Dar da, cam asta am făcut toată ziua. Am dormit. Bine, am mai făcut și un pic de ordine, un pic de nu știu ce. Dar n-am fost în stare să ies. Și astăzi e frig afară. Că asta ziceam, îi spuneam lui foarte amărut și cu bunica mea. Că și acasă, gen la soare, mai stai cumva. Dar la umbră e frig. Nu știu de ce. Când am fost până acum frig. Nici la noi în Timișoara, la umbră. Și-mi place țările mea în ultima perioadă. E curățel, e frumușel. Dar în zona asta, bine, nu mai sunt roșii ca altă dată. S-a mai ameliorat de când merg la tratamente la prietenii mei. Dar în rest, pretty clear skin. Chiar vorbeam cu tine că cine naiba sună pe Messenger. Detest când mă sună cineva pe Messenger. Și ieri când am mai fost la mall, mi-am mai luat niște basic-uri de astea de la Zara. Că sunt foarte faine. Materialul este super fain. Poți să le forjez până nebunești. Mi-am luat culoarea asta pe un taupe așa cumva. Mi-a plăcut. Alb. De fapt, nu alb. Asta este un crem cumva. Că era și alb-alb. Asta este un crem. Mi-a plăcut mai mult varianta asta. Și negru. Simplu. Negru ăsta mi se pare că dă un pic de tot în albastru, dar na, până la urmă tot un negru este. Hey guys, este a doua zi. Honestly? Băi, deci am lacune. Nu mai știu ce am filmat ieri. Astăzi am avut treabă. Este ora 3:30 și abia acum am terminat. De azi dimineață de la 6:30 se întrează. Până m-am machiat, până m-am spălat, până m-am nu știu ce, până m-am bla bla. Și am avut zi de poze, zi de filmat, zi de făcut rețete pentru Instagram și este nebunie aici. Încă stai că am mai strâns din ele. Dar de fiecare dată când filmezi rețete, faci dezastru pentru că folosești o chichiță, o nu știu ce, un vas, o din aia, 11.000 de lingurițe, 11.000 de furculițe, 11.000 de oale, farfurii peste tot, boluri, decor și așa mai departe, dar cel mai important este să iasă totul perfect la final, că aia mă interesează. Și acum o să mă apuc să strâng pe aici. Nu știu dacă... Nu vă rog foarte multe aici, mai am o singură, că am mai spălat o grămadă de vase, mai am o singură chiuvetă de mint. Mai sunt o grămadă și pe acolo. Și trebuie să mă apuc să spăl vasele. O să iasă ceva foarte, foarte drăguț și dacă vreți ca întotdeauna să fiți super sweet și supportive, întotdeauna mă puteți urmări pe Instagram, @fatalui_gologan. Vă las aici profilul meu ca să puteți dați un follow dacă vreți, sunteți bineveniți, atât pe Instagram cât și aici.
permit să vă arăt o rămășiță din farfurie. Am făcut cea foarte bună, am făcut o rețetă super drăguță. Deci, fiate, eu când eram copil la Vulcan și ai mei lucrau la mină, cine a avut părinți care au lucrat la mină sau ceva genul ăsta pe vreme, nu știu despre ce vorbesc, noi primeam pachete de 1 iunie, de... de Paște, de 1 iunie, de Crăciun. Mi-aș vrea încă o dată, nu știu sigur. Dar ideea este că eu cum eram cu fratele meu, fiecare dintre părinții noștri primeau câte o plasă dulciuri per copil și eu cum eram cu fratele meu, când erau amândoi ai mei la mină, primeam 4 pachete. Erau plase de genul ăsta, așa cumva, bă, pline ochi de dulciuri și plus suc și mai de mult nu era ca acum, că sunt pe toate gardurile. Îmi bucuram super mult și plus că eram copii. Și am popusit la foarte de mai multe ori că, bă, ce entuziasm pe mine când ai mei cumpărau, când ai mei primeau de la mină cadouri și înăuntru uneori mai găseam șepci sau ceasuri din alea, cum erau pe vremuri, știi, cu calculator din ăla. Deci primeam niște chestii așa foarte, dar nouă ne plăceau super, super mult. Și tot timpul ziceam la foarte, bă, ce fain era când primeam și ai mei le țineau la ei în cameră, știi, sub sechestru, pentru că altfel le terminam, le terorizam. Și tot timpul ziceam la foarte, știi, chestiile astea, că ce mișto era. Și ieri a fost 1 iunie și când am venit acasă, mi-a adus o plasă de dulciuri, ca atunci când eram copil și a fost atât de freaking sweet, deci atât. Ok, mi-am luat chipsurile mele preferate, deci eu am nebunit, mi-am luat, cred că v-am și arătat, că zilele trecute am fost la cumpărături și mi-am luat tot chipsurile astea, deci am să chiar sunt chipsurile mele preferate, mi-am luat 2 pungi. După aia mi-am luat de la Milka niște Mellow Cakes, nu știu ce, hai, am apă în gură. Mi-am luat un papi, deci cine a mâncat papi pe vremuri, mi-am luat ceva biscuiți, că mi-e plac biscuiții foarte tare, chocolate chunks. Mi-am mai luat ceva, nu știu exact ce, să n-am mai mâncat chestia asta până acum. Dar pare faină cu zmeură. O să bag la cuptor 80 minute și că... Ai, un fel de lava cake! Bitch! Ce fain! Mi-a luat un Teddy. Mi-a luat Eugenie. Oreo. Ferrero. Așa mie îmi plac foarte tare! Mie, în general, îmi plac chestiile care au înăuntru rom. De exemplu, de la Ferrero, preferatele mele nu sunt astea, și astea plac foarte mult, dar îmi plac foarte mult alea care sunt cu vișină înăuntru, știi? În general îmi plac chestiile, astea sunt cu rom, îmi plac chestiile care au alcool înăuntru. A sunat bad, dar da. Un Kinder, un Eti Puff, un Chupa Chups, ce mai am aici? A, două Chupa Chups, Finetti și o de asta cu rom. Și da, a fost super sui și zic, bă, ce tare, jur. Deci m-am zis că atunci când eram copil. Plus, mă pun să-mi strâng sarsanalele de pe aici și toate de budile. Și vă pup să aveți... cheers, am lucrat azi. Era pentru poză, sincer, mai devreme am zis că îmi plac ciocolățile cu alcool înăuntru și acum beau vin, dar nu, era pentru poză, dar dacă tot îl am aici, o să-l beau. Dar da, vă pup să aveți o zi frumoasă ca și voi, iar m-am bordărit de rimel aici sus. Da, foarte puțin. Asta este. Yay! Ne vedem video următor. Vă pup să aveți o zi frumoasă ca și voi. Bye!